Truchipeze o combinație complexă de artă, mister și urmărirea bunurilor materiale. În plus, ai o curiozitate care apare numai printre oameni incredibil de talentați. Pe de-o parte, ai totul pentru a-ți realiza talentele în lumea comerțului și, pe de altă parte, vrei să rămâi cu adevărat în propria viziune a evenimentelor, indiferent de valoarea lor. Ești foarte sensibilă și înzestrată cu o observație excelentă, văzând ceea ce oamenii încearcă să ascundă, preferând să rămâi tăcută despre detaliile vieților personale. Ești capabilă să combini imaginația și practica, inspirația și vanitatea pământească. De fapt, ai un talent indiscutabil de a echilibra diferitele aspecte ale caracterului tău. Uneori, ești condusă de partea ta capricioasă, fantastică, dar de obicei rămâi în limitele bunului simț. Ești destul de capabilă să accepți un compromis, ceea ce îți oferă șanse mari de succes. Cu toate acestea, trebuie să fii atentă, în cele din urmă, trădarea propriilor valori de dragul unui loc călduță sub soare nu este o chestiune de respect. Dar dacă vei renunța la idealurile tale, mai ales pentru profit, mai târziu vei suferi, semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: milă, dorința de confort și frumusețe, talent, delicatețe, romantism. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Ai o natură complexă, ești sensibilă, reconciliezi contradicțiile aspirațiilor pământești și spirituale. Ești înzestrată cu farmec de artist, ești întotdeauna misterioasă și atrăgătoare, dar în același timp iubești confortul și luxul pământesc. Te-ai născut să fii om de afaceri, dar în același timp nu vrei să te trădezi, de aceea nu ești întotdeauna fericită să intri în contact cu lumea murdară a banilor. Ești atentă, curioasă, vezi oamenii, recunoști cu ușurință secretele lor. Poate de aceea nu îți place să vorbești despre tine însăți și despre viața ta personală. Tu obții ușor încrederea celor favorizați de soartă. Acest lucru se datorează atât propriei siguranțe de sine și îngăduinței, dar și norocului care te urmărește în viață. Acest lucru este facilitat în continuare de capacitatea ta de a asimila părțile pozitive din majoritatea situațiilor. În același timp, îți asumi deseori riscuri, subestimezi pericolele, nu acorzi suficient atenție energiei negative,
Ignori insulta sau chiar indignarea altora. Astfel de defecte sunt destul de în măsură să te expună rapid și să te lovească drept în față. În consecință, nu trebuie doar să înveți să recunoști primele semne ale unor necazuri care se apropie, ci și să știi cum să le faci față. De regulă, impresionezi profund prin integritatea proiectelor și programelor pe termen lung. Dar, deși tu apreciezi exhaustivitatea, partea ta schimbătoare te conduce deseori, ceea ce duce adesea la dispariția interesului pentru o întreprindere promițătoare înainte de a-ți realiza proiectul. Fiind acuzată de astfel de acțiuni, ești totuși capabilă de recuperare creativă și, prin urmare, trebuie să înveți să accepti schimbarea aspectelor naturii tale. Poți recunoaște în final că eforturile consistente îndreptate într-o singură direcție duc de obicei la succes. Tu ar trebui să încerci să găsești o ocupație în care să poți folosi atât partea spirituală, cât și partea pragmatică a naturii tale. Capacitatea de a gestiona banii și de a fi practică în materie financiară poate fi dificilă și obositoare pentru tine, dar este totuși vitală. Găsirea unui loc unde poți să te stabilești, să începi o familie, să îți îndeplinești obligațiile civile și să porți povara responsabilității cu demnitate sunt, desigur, aspectele cele mai atrăgătoare și mai pline de satisfacție ale vieții. Dacă toate componentele vieții normale vor fi în ordinea corectă, vei putea să te bucuri de simțul libertății de care ai nevoie pentru a-ți exprima vocația creativă. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești adaptabilă, atentă, romantică, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 16 martie soarta ta? Ai proprietăți opuse ale caracterului, el le combină imaginația și practica, inspirația creatoare și vanitatea obișnuită pământească. Uneori, te poți pronunța în legătura cu aspectul bizar al naturii tale, dar în cele mai multe cazuri, bunul simț predomină. Ești în general înclinată spre compromis. Capacitatea de a găsi o soluție reciproc avantajoasă în orice situație funcționează pentru a câștiga o reputație impecabilă. Cu toate acestea, există pericolul ca flexibilitatea excesivă și dorința de a mulțumi să se transforme în neprincipialitate, atunci când convingerile personale vor fi trădate pentru câștigul personal, iar mai târziu, realizând că ai greșit. Suferi foarte multă din aceasta. Ești ambițioasă într-un sens bun, nu numai că știi să stabilești obiective reale, ci și să le atingi folosind o strălucire naturală. Dar uneori, excitarea sănătoasă se transformă într-un risc nejustificat, atunci când un posibil pericol este subestimat, energia negativă a altora nu este luată în considerare, iar indignarea celorlalți este ignorată, ceea ce din motive evidente implică cele mai negative consecințe. Cu toate acestea, prin această problemă, natura te-a învățat să faci față. Faptul este că semnul zodiacului care te protejează, îți dă trăsături precum gândirea și abilitatea de a preveni problemele, astfel încât ești capabilă să te gândești în avans la un plan de acțiune în situații adverse. Tu nu ești obișnuită să schimbi lucruri mici, astfel încât poți fi interesată serios doar de proiecte pe termen lung pentru care vei acționa în mod intenționat și consecvent. Dată fiind de natura ta schimbătoare, trebuie să fii pregătită pentru faptul că chiar și o întreprindere foarte promițătoare ar putea să-și piardă valoarea pentru tine, dar chiar și aici totul nu este atât de rău. Dacă apelezi la conștiința ta, ești pe deplin capabilă să recuperezi. Sursa ta de inspirație este familia. Intuiția ta specială îți permite să alegi un tovarăș care îți va face viața emoțional plină și va fi mereu aproape. Dragoste și compatibilitate. Idealistă și romantică,
te sacrifici cu ușurință pentru cei dragi. Vrei o unire strânsă, dar ai independență, ceea ce poate complica o relație strânsă și, prin urmare, cauți un partener care să accepte nevoia de izolare periodică. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Pentru manifestarea abilităților extraordinare și a talentului multilateral, trebuie să alegi un domeniu de activitate în care vor fi folosite atât aspectele spirituale cât și cele practice ale naturii tale. Nu este ușor să faci acest lucru, dar aceasta este singura modalitate de a câștiga sentimentul de libertate necesar pentru realizarea ideilor creative. Este foarte important ca ocupația aleasă să-ți aducă nu numai satisfacție morală, ci și materială, și este la fel de important ca tu să înveți cum să-ți administrezi banii în mod corespunzător. Problema este că ai o problemă serioasă, te temi de o sumă mare de bani, fără să știi ce să faci cu ei, ceea ce poate conduce la faptul că totul va merge nicăieri. Ai tendința să ignori problemele și negativitatea care apar. Dai impresia că trăiești într-o lume completă diferită, unde totul este întotdeauna frumos și nu există eșecuri. În plus, tu ai încredere în acei oameni care îți sunt simpatici. Ești norocoasă, dar îți supraestimezi adesea norocul sau îl vezi când de fapt nu este acolo. Desigur, capacitatea ta de a vedea și de a alege numai cele mai bune este cu siguranță un plus, dar nu trebuie să-ți ascunzi capul în nisip atunci când se apropie problemele, pentru a putea reacționa în timp și pentru a te proteja într-un fel. Aceste lucruri poate fi atribuit și neglijării emoțiilor negative ale altor persoane. Uneori suferi din cauza lipsei de răbdare și perseverență în ceea ce privește lucrul pe proiecte pe termen lung. După ce ai luat foc cu ideea, te poți răci înainte de a obține un rezultat semnificativ. În același timp, ești cu adevărat interesată de proiecte pe termen lung, însă și ideea de a face o afacere pe scară largă te atrage, dar nu ești capabilă să-ți calculezi interesul. Șefii tăi trebuie să fie deosebită de atenți în etapele finale ale proiectului, de multe ori în aceste momente, lucrezi doar sub presiune. Sănătate și boli. Ar trebui să acorzi cât mai mult atenție naturii sănătății fragile, dietei și întăririi corpului tău cu ajutorul exercițiilor. Ar trebui să vizitezi în mod regulat medici, atât medicii generaliști cât și stomatologi, precum și să citești literatura medicală populară. Ar trebui să aderi la o dietă echilibrată în mod rezonabil. La urma urmei, este mai bine să petreci mai mult timp în alegerea alimentelor potrivite decât să suferi de indigestie. Ești încurajată să practici sporturi destul de viguroase, inclusiv jocuri precum tenis. Îți va fi util să petreci timp în aer liber mai des. Probabil că ți se potrivesc cu totul, de la camping la navigare, de la motociclism și de la ciclism, la alpinism, soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele slăbesc în mod semnificativ trăsăturile negative ale caracterului. Ești înzestrată de natură cu sănătate și longevitate de pline. Ești rapidă, plină de resurse, dar nu trebuie să te implici în niciun fel de jocuri de noroc, altfel poți schimba drastic soarta ta în cea mai proastă direcție. În condiții favorabile, urmând o cale decentă prin viață, vei putea crea condiții excelente și vei găsi fericire și prosperitate. Într-o familie vei găsi înțelegere reciprocă,
O atmosferă de iubire și bunăstare, căminul tău va fi ca un castron plin, poți fi înconjurată de lux. Sfaturi pentru tine. Sarcina ta de viață este să-ți ajustezi viața pentru a câștiga libertatea interioară dorită, în același timp, să nu fii singură. Ar trebui să-ți dezvolți capacitatea de a gestiona banii, deoarece acest lucru este foarte dificil pentru tine, iar capacitatea de a ține evidența banilor este necesară în societatea noastră. Ferește-te de tendința ta spre negativism, caută noi orizonturi și evită complezența. Străduiește-te să exprimi ce este mai bun în tine. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.